Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune a Zingorș. Sunt Mihaela Horvat și astăzi vom vorbi despre minerit și energie cu domnul Dumitru Pârvulescu, liderul, președintele Federației Naționale Minei Energie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și vom pe dumneavoastră și telespectatorii noastre. Vom vorbi despre negocierile care au loc în aceste zile de câteva săptămâni, nu, domnul Pârvulescu? Cam de când au... Bine, negocierile au loc de la începutul anului, de atunci toți suntem în proces de negociere. A venit pandemia, până în martie s-a negociat cam tot ce se putea negocia, dar au mai rămas niște lucruri pe care trebuia să le clarificați. Și astea se referă mai ales la veniturile salariaților, din câte am înțeles eu. Deci vom vorbi despre aceste, să le spunem totuși, negocieri, chiar dacă sunt doar niște, cum să zic, niște subiecte care trebuie clarificate, o încheiere, da? Despre restructurarea companiei, de restructurare care a fost cerută în contul acelui împrumut care a fost folosit pentru achiziția certificatelor de carbon. Și, de asemenea, despre oamenii care, sute de angajați de la Complexul Energetic Oltenia, care au ieșit la pensie. Să vedem cum va face administrația posibilă angajarea, că e nevoie, bănuiesc, de angajarea altor oameni, acolo unde au fost lăsate locuri libere și mai ales acolo în producție, unde oricum era un deficit de personal. Deci, domnul Pârvulescu, eu zic să începem cu această etapă de încheiere a negocierilor începute în acest an. Sfârșit de ianuarie. Da. După câte știți, noi am semnat contractul colectiv de muncă la finalul lunii martie și trebuie să o și recunoaștem. A fost fair administrația, pentru că din punct de vedere legal n-avea nicio obligație pentru a încheia acest contract. Și bine că odată cu apariția stărilor de urgență, stărilor pandemice, chestiunea legată de contracte colectiv de muncă a avut o mică mutație, în sensul că prin acea legislație toate contractele în ființă se prelungeau. Deci nu era obligat nimeni să încheie contract în această perioadă. Dar, ținând cont de acea întâlnire că am avut-o la ministrul economii, la domnul Popescu, prin care ni s-au alocat niște sume în plus pe bugetul anului astuia, bine, nu știam ce va urma, pentru că această discuție a fost în februarie. Înainte de pandemie, bineînțeles. Administrația a fost de acord ca să încheiem grosul modul acel contract, deci prin acordarea 500 de lei la toată lumea, prin majorarea adaosului de la 300 la 800 de lei, bine, nu e o noutate, probabil colegii știu. Din păcate nu s-a văzut această creștere în lunile care au urmat, pentru că știți că am pus în acea perioadă de șomaș tehnic. O să vadă colegii acum la chenzina a doua lunii iunie, că într-adevăr e o mică creștere acolo. Și s-a zis că, dincolo de că a mai majorat acele prime tichete de masă, tichete n-au fost majorate de vacanță, ok, asta le știe toată lumea, a rămas ca din total sumă medie de 570, care rezulta prin mărirea fondului de salarii, să rămână 70 lei pentru a face anumite corecții la colegi care, de exemplu, fuseseră promovați pe meserii care implicau o salarizare mai bună, pentru că, exact cum spuneți dumneavoastră, sute de colegi și, în general, colegi care îndeplineau funcții mai bine plătite au plecat și locul lor a trebuit să fie luat de alți colegi. Mai erau și chestiunile din anii anteriori în care, totuși, cu tot efortul salariale care s-a făcut, fiind un ecar foarte mare atunci când s-a înființat CEO între minim-maxim pe fiecare meserie, s-a mai redus acel ecar în 2017, dar tot 2018, dar oricum a rămas foarte, foarte mare acea diferență. Și s-a zis că și acolo, pe cât posibil din această sumă, dar nu e o sumă extraordinară, pentru că uităm că păcate, în România știți foarte bine că impozitarea e foarte mare pe salariat, odată cu trecerea taxelor de la angajator la angajat. Mai mult, chiar noi în cadrul companiei avem o mare problemă, adică, și vă dau un exemplu, pe medie, salariul mediu brut 3.000 de lei și tot 3.000 de lei sunt sporuri, adausuri și alte chestiuni, ceea ce nu prea e în regulă, adică să ai aproape 100% cât salariul, ce alte sporuri.
Și din cauza asta, probabil undeva pe medie cei 70 de lei în clasă va fi 35 de lei, ceva de genul ăsta, ținând cont de toate chestiunile astea. Bine, mai mult sau mai puțin în funcție de nivelul spălor pe fiecare loc de muncă. Pentru că sunt locuri de muncă cu 125% spălor, sunt altele numai cu 35% spălor. Și logică, cei 70 brut vor fi diferențiați. Da. Domnul președinte, cum să zic, la aceste întâlniri cu administrația, ce v-au rugat angajații pe care dumneavoastră îi reprezentați să cereți? Sau să, să vă aduceți la cunoștința directorilor complexului? Păi, în primul rând, angajații speră să le fie mai bine. De multe ori, când te duci și vorbești cu o masă de salariați, nu prea mai este spiritul ăla de solidaritate. Adică sunt solidari, au mai mult, ăla mai puțin, lasă ia și ăla mai mult, eu deloc, ca să se apropie de mine. Fiecare dorește ceva. De asta s-a și lungit această discuție pe suma asta infimă de 70 de lei de om. Mai mult, sunt o serie de colegi care anul trecut, din vari motive, nu li s-au dat acel spor de producție și sunt muncitori, sunt TESA din producție. Nici acum nu s-a rezolvat problema, păi nu? Și nu e rezolvată. Și vedeți, asta tot da ci trei rezolvate. De asta spun. A venit și a spune acum că toată lumea ia 70 de lei sau toată lumea ia sau nu ia, e absurd. Noi am și solicitat chiar și astăzi, am făcut o adresă să ne prezinte niște date pentru că în cunoștință de acele date să se ia decizia cea mai corectă, pentru că vedeți, administrația încă de la început a zis următoarea chestiune, care e cea mai simplu pentru administrație. Vă dau 70 de lei de fiecare salariat, împărțiți-i voi acolo. Da, nu prea e în regulă, pentru că ești o companie și trebuie să te uiți în interiorul companiei unde ai dezechilibre. Și dacă tu faci o chestie dintre asta, arunci 70 de lei la toată lumea, menții sau mărești acele dezechilibre. De asta durează această discuție pe nimic. În fond, dau dreptate colegii. Noi negociem acum... Păi și directorii complexului, cum privesc această problemă? Deocamdată v-am spus, singura chestiune a dumnealor, ca să fie simplă, aceea a fost. Luați cei 70 ori numărul de salariați pe fiecare carieră, exploatare, sucursală și împărțiți acolo pe criterii. Ce ar trebui să facă? Adică să nu administrația ar trebui să fie, cum să zic, administrație. În sensul că ei, prin deciziile care le iau dincolo de ceea ce cer noi sindicatele, să ia niște decizii, inclusiv la negocierea cu noi, astfel încât oamenii să fie motivați, nu demotivați. Pentru că în momentul în care tu lași aceeași discrepanță jos, nu ți asumi nimic sus și nu faci nimic, normal că sunt colegi care pot să zică, bă, dar eu indiferent cât de mult muncesc, uite, tot așa sunt privit. Adică sunt privit la fel ca unul care face mai puțin și îmi dă și mie la fel ca, sau la unul care are salariul mai mare, eu am salariul mai mic și îmi dă tot așa. Păi și puteți schimba viziunea conducerii? Eu sper că administrația să se schimbe, pentru că încă o dată, eu ca și sindicalist am menirea ca să... Cred că trebuie să insistați. Bineînțeles, am menirea ca să mulțumesc cât mai multă lume, da? Dar administrația lucrează cu salariatul. Administrația trebuie să motiveze salariatul pentru a face o muncă mai multă sau mai puțină. Din păcate, în ultimii ani, nu, i-a motivat, pentru că veneam dintr-un abis, vă aduceți aminte, cu tăieri de drepturi și alte, dar nu s-a reglementat încă această chestie de motivare a salariatului. Ce diferență este între fostul management și actualul management? Hai, între fostul directorat și deocamdată, actualul directorat? Deocamdată, știți ceva... Sunt două viziuni politice diferite, pentru că fiecare s-a pliat și nu trebuie să ne ascundem pe politica partidului aflat la guvernare la momentul ăla. Dacă înainte se spunea, domnule, facem, se zbăteau, se duceau pe la mai mari PSD-uri, comisiile, dincolo de chestia asta, la marile comisii europene care aveau și cărbune în interior, spuneau că va fi mai bine sau mai rău, știți că a venit alegerea europarlamentară, s-a pus doamna comisar șef în funcție și are viziunea asta cu Green Deal, care schimbă cu totul ceea ce se discuta anul trecut. Din păcate, noi ca țară suntem băia care, dacă ne ducem, ne ducem căciula în mână. V-ați referit la doamna Vălean? Comisar european? Nu, mă refer la Van der Leyen. La comisarul șef, pentru că dânsa a venit cu politica de Green Deal. Așa, și vă spuneam, din păcate, noi ca țară, întotdeauna, prin reprezentanții care am avut și au negociat pentru România, dacă ea ne-au zis, bă, închideți două unități, noi ne-am dus, nu, domnule, noi suntem ghizdam, închidem trei. Și de asta s-a și ajuns aici, că nu știu dacă ați avut acces, noi am și trimis două solicitări către prim-ministru
atunci în situația aceea când foarte mulți colegi erau în șolanș tehnic și când foarte puțin se producea pe energie pe cărbune, prin care și spuneam chestiile anomalii care s-au întâmplat în timp de a deforma sistemul energetic. Și prima este aceasta legată de CO2, pentru că toate țările s-au angajat până în 2020 să reducă cu 20% emisiile de CO2. Păi, să mă ierte Dumnezeu, România săracă și-a redus cu 50%. Da, iar deci nu e impus nimeni chestia asta, dar s-a dus ea acolo și a zis, domnule, închidem tot, adică lăsăm milioane de oameni pe afară care au plecat între timp peste graniță și o să fim mai verzi decât Europa. Și uitați că în momentul de față, noi față de 90, avem sub 50% emisii de CO2. Și asta trebuia să negocieze, pentru că nu suntem o economie extraordinară. Și dar ce trebuia să plece toate chestiunea. Mai mult, ne-a impus tot la fel Comisia asta, Uniunea Europeană, acel 20% energie regenerabilă. Noi tot la fel, și prin pârghile asta de cumetrie și Dumnezeu știe care mai sunt cu ANR-ul, am ajuns la 27%. Ceea ce nu-i normal, adică până la urmă și ceva, dacă ar plăti statul din buzunarul lui această energie, ar fi ok. Dar o plătesc eu, dumneavoastră, firmele din România, nu plătește statul român. Și vedeți cât ni se încarcă factura an de an cu acele certificate verzi. Deci o altă chestie de reprezentare. Și atunci, să nu mai spun acum, bine, dar a fost o chestie la nivel european, adică tita mai criza în toată Europa și Europa tot importa și a importat masiv din țările non-UE care nu plătesc aceste taxe. Do. Și atunci cum să concurez eu, producător pe cărbune care sunt suprataxat din România cu energia care vine din Serbia sau din Ucraina? Domnule Pârvulescu, de ce credeți că noi trebuie să fim mai catolici decât Papa tot timpul? Nu, eu spun că nu. Din păcate, conducătorii care i-am avut și și-au trimis reprezentanți la Bruxelles... Dar de ce se întâmplă ca noi să facem, uite așa, ne facem singuri... Știți, eu am o teoria mea vis-a-vis de istoria noastră. Noi în școală am învățat istoria ultimilor 2000 de ani, dar maximizând ce s-a întâmplat în 50 de ani din cei 2000. Că în rest, ai luat 1950 de ani, tot cu căciula mâna am fost. Că știți bine ca și mine acest lucru. Și da, am fost clădiți pe principiul ăla, că am fost cei mai viteși dintre, dar noi n-am fost chiar așa. E pe gene deja. Dar ce se întâmplă astăzi, s-a întâmplat și în trecut, și acum 100, și acum 1000 de ani. Deci nu e o chestie. Că din când în când mămăliga a explodat, aia s-a văzut și în zilele noastre și în trecut că s-a întâmplat. Haideți să, așa, în afară de această sumă, 70 de lei. Deci asta mai a fost chestiunea de reglementat și de asemenea, dar trebuie un curaj administrativ de a introduce anumite sforuri în salariu. Pentru că vă spuneam, nu e normal ca într-o companie salariul de bază să fie la jumătatea salariului brut. Vorbesc de medie. Sunt colegi care au maxim 35%, sunt alții care au peste 125%. Da. Și nu e normal. Acum depinde și administrația dacă vor să-și asume această chestiune, pentru că e de lămurit fiecare om în parte. Și vă dau cazul cel mai simplu de introducere în salariu, a celor 800 de lei pe adaos lunar. Da, gândiți-vă că bonus, ce 800 de lei, 800 de lei obținut, e una când se introduce la colegul care are 35% spor, care revine un anumit procent. Da, e altceva. E altceva și alta la cel care are 125-130%. Și atunci trebuie să lămurească lumea că nu e păcălită, în sensul că sunt și colegi din sindicate care o să încearcă să spună, vedeți că iar v-au furat, că a lui ai dădut 5 lei și a lui a 3 lei. Dar fără să vadă că rezultanta e tot la fel. Da. Înțelegi? Ai trebuie, ce chestie. Dar este o chestie de responsabilitate. Eu sper ca să-și asume această responsabilitate, să facă cel puțin pas cu pas acest transfer a sporilor, a adaosurilor în salariu. Pentru că, revin, nu e normal ceea ce este acum în salarizarea CEU. Vreau să vă întreb, la ședințele acestea în care vă întâlniți liderii și administrația, vin toți directorii complexului, cum ar fi normal? Păi vin, cum să zic, pe reglementările dumnealor. Pe reglementările dumnealor, într-o comisie, ca să fie statutară, și vă dau exemplu la noi, trebuie să fim două treimi, la sindicate, dânsii trebuie să fie trei din cei cinci membri ai directoratului. Cel puțin deci trei. Altfel nu e statutară, deci trei au fost continuu. Bine, au fost și toți cinci, dar o singură dată. Da. Dar nu sunt obligați pe statutul care îl au dumnealor. Cel mai nou director în acest for, doamna Pințea, a venit la negocieri? Da, a fost o singură dată când mi s-au prezentat, când am fost prezentați, noi și atât. Bine, vedeți, și acum revenim la Green Deal.
Green Deal-ul așa răsfrând peste românica noastră. Doamna Pințea a fost adusă probabil cu scopul de a converti unele grupuri de pe cărbune în grupuri pe gaz. De a face acea tranziție, de la cărbune pe gaz. Nu comparăm o companie pe care statul a dat-o degeaba și care în primul an și-a recuperat banii, mă refer la Petrom, cu Complexul Energetic Oltenia. Pentru că e una să faci o investiție la Petrom, care a avut ani și cu un miliard de euro profit, da? Și alta la Complexul Energetic Oltenia, care în toată existența lui a avut în 2012 pe jumătate de an profit și a mai avut profit real în 2017. Că ăla din 2013 ăla n-a fost real. Știți, bageți aminte că profit din exploatare a fost pierdere, nu profit. Și a fost acea excepție de curs în leu care ne-a adus să fim tot pe plus. Deci contabil am fost pe plus în 2013, dar real pe exploatare am fost în minus. Și de asta zic, nu poți să faci o companie în care, și vorbesc de ani întregi a exenției sale, o singură dată a fost pe profit, la fel cum a fost Petromul, care are profit de când a fost cumpărat. Și anul acesta o să fie 830 de milioane. Deci anul acesta, anul acesta este o pierdere recunoscută, pentru că dacă faceți aminte, până acum nu era o pierdere recunoscută. Întotdeauna când începea anul și se aproba bugetul, că se aproba în mai sau în iulie sau în august, că au fost situații, se aproba cu rezultat pozitiv. Că ulterior ori se rectifica pe realitatea, dar vă adică aduceți aminte, pe toată lumea spunea că suntem pe profit prin 2017-2018 și după asta a trezit domnul Boza cu o pierdere de un miliard și ceva. Toți au zis chestiunea aceasta, înțelegeți? Pentru că operaționale erau pe plus, dar contabilicește n-ai cum să fii pe plus atâta timp cât tu trebuie să-ți plătești o pleașcă de... și au fost situații când s-au plătit și 13 milioane de certificate. Adică când ai peste 1,2 miliarde de lei pe așa ceva, nu poți să spui că ești pe profit, că n-ai cum. Că nu lucrează piața pentru tine. Vedeți că și în zilele astea piața nu lucrează pentru noi. Adică la un preț de 170 de lei pe medie în PZU, când toată lumea s-a dus în PZU, în piața zilei următoare și cumpără și vinde acolo și se fac speculații, tu poți să reziști, că n-ai cum. Domnul Porvulescu. Da, revin la pierderea, că scuzați-mă. Deci pierderea este primul an în care din start ni se recunoaște această pierdere. De ce? Pentru că recunoscând această pierdere, Guvernul României și are pârghie de finanțare. Pentru că tot s-a zis că este ajutorul acesta de salvare care ni s-a dat de 250 de milioane și atât. Nu, pentru că chiar dacă nu știm, ne dăm seama prin deducție că atâta timp cât o companie este pe pierdere programată și e compania statului, statul și-a programat niște sume care vor acoperi acea pierdere. Desigur și la anul vom avea și peste și peste. Până în 2026, dacă se va face ce scrie în acel... sau ce încearcă să creioneze în acel program de restructurare CEO. Pentru că nu e finalizat încă. Nu este finalizat, dar trebuie finalizat, am înțeles, până pe 25. Da, pentru că altfel au pățit colegii de la Uraniu, colegii de la Hunedoara, colegii de la CFR Marfă, pentru că cea mai gravă situație e la CFR Marfă. CFR Marfă s-ar putea în august să-i fie declarat falimentul pe acele ajutoare de restructurare care s-au luat și nu s-a făcut restructurare. Dar de ce deci o chestie foarte periculoasă. Înțeleg. Bine că restructurare, când auzi de restructurare, nimănui nu-i place. Fiecare a dat apasat-o la celălalt. Și eu cunosc cazul mai particular la compania Uraniului. La compania Uraniului în timp a fost următoarea chestie. Uraniu, pe legislație europeană, se subvenționează. Au renunțat la un moment dat când prețul octosidului de uraniu era destul de sus, și au făcut ei calcul atunci, de ce să ne mai verifice statul, să ne dea subvenție, lasă că facem noi ce vrem pe aceea. Și au renunțat, o mare prostie. Le-au plătit după aia. Da, după care a căzut prețul, prima chestiune, au avut niște taxe care ne-au înțeles greșit, nu le-au plătit, au venit Curtea de Conturi și le-au pus o pleașcă de datorie mai mare decât cifra de afaceri și de atunci, de vreo 5 ani de zile, în cădere liberă compania Uranului. Acum se încearcă cotă parte din ea să fie cumpărată de Nucleară Electrică, ca folosind acei bani, compania Uraniului care mai rămâne să nu mai fie cu probleme la Comisia Europeană. Adică să restituie împrumutul care li s-a dat și nu au făcut ce trebuia să facă. Vala și Iulie, la fel, vă aduceți aminte, dar Vala și Iulie e o chestiune mult mai complexă și mult mai delicată. Credeți că vom ajunge în această situație? Nu, pentru că sunt situații complet diferite, dar nu ba mâna în foc, că nu vom ajunge aproape de situația lor. Deci pentru o să fie una probleme.
cel puțin declarativ pe termen mediu, nu ar trebui să avem probleme foarte mari, pentru că bine, dar e în an electoral acum, nu știu cât e realitate și câte campanie în chestia asta. Și foarte bine se discută de conversie pe gaze, adică conversie cu acei 35 de miliarde. Vorbesc cu atâta ușurință încât spui că mâine o să le avem. Ni se dau 35 de miliarde de euro și facem autostrăzi, de toate. Grupuri, etc. Și ei n-au fost în stare România să facă în 13 ani un grup la Cernavodă, care e companie potentă, bani. Bun, după aceea sunt acele fonduri la fel care se pot lua pentru parcurile fotovoltaice, care sunt cu 100% finanțare. Asta pentru gazi sunt cu finanțare parțială. Deci 30% trebuie să-i avem noi. De și unde complexul să-i avem? Ar trebui să aibă... Mai departe, ce discutam cu dumneavoastră anterior, cu pierderile programate. Deci e clar că se va finanța această pierdere pe următorii 5 ani. Dar la final vom avea oare grupurile care România n-a fost în stare să le aibă timp de 20 de ani? În 5 ani? Asta e întrebarea. Nu știu cine o să mai creadă. Eu încoate, eu sunt, cum să zic, reticent. Și de ce? Astea, sunt reticent și în special pe chestia de istorie, dar și prin faptul că vedeți, chiar dacă se aloc aceste fonduri, CEO nu e singura și CEO nu are instrumente de lobby pentru a pune mâna pe banii europeni. Și atunci e posibil să ne trezim că în loc să facem noi parcul acela de 300 de megawați pe eolian, să fie niște șmecheri care dau parandărătul și să li se aloce lor fondurile pentru a-l face nu știu unde, pe ce terenuri arabile. De ce spuneți arabile că care... Domnul președinte, haideți că ați ridicat o problemă foarte importantă aici. Spuneți că nu avem lobiști în complexul... Lobiști. Da. Pentru că știți și deci noastră... Deci se va vrea să luăm... Deci, păi nu, că înseamnă și că... Și de ce spun chestia asta? Chiar dacă n-am decât așa ce am auzit, bine. Ce am auzit așa pe la ce s-a întâmplat în timp, în ultimii 12 ani, din 2008, de când a apărut legislația asta prin care energia regenerabilă e super ajutată, păi e o chestie logică când vezi că unii în energie își recupereze banii în 5 ani. Credeți că ea care se duc și statul român spune, vă dau bani, vă dau aceste scheme... Haideți ca să înțeleg și eu. Deci, spuneți-mi, vă rog, cine ar trebui să se ocupe de această problemă, de a lua fonduri europene care sunt deja puse la dispoziție? Păi, tocmai pentru tranziția păi, compania și... prin statul român. Păi compania. Deci da, cei din companie? Păi sunt grămadă de oameni da, bine plătiți aici acolo. Pe chestii, cum să zic, teoretice, nepersonalizate. Dar personalizat compania va fi reprezentată de cineva, statul român de cineva, da? Și fiind oameni, mai și greșesc. Eu cred că ar fi ultima, cum să vă spun... Deci... Dar mă bazez și pe istoria recentă, ultimul 12 ani, când majoritatea investițiilor în regenerabile s-au făcut de firme private, de CES, de alții care vor acum să-și vândă... De tot felul de oportuniști, da. Și afaceriști. Și în momentul în care se întâmplă chestia asta, nu putem spune că respective n-au avut lobby. Dar eu vreau să văd, există riscul ca CEO să piardă fondurile care îi sunt... Deci în momentul de față nu trebuie să privim, cum să zic... Și cam de câți bani ar, cum să zic, câți bani ar ajunge la noi? Nu pot să vă dau această cifră pentru că nu e finalizat programul. Probabil că atunci când se va finaliza programul de restructurare, vor fi prezentate sumele pe obiectiv de investiție. Că știți, declarativ au spus că vor face grupul de 200 la Craiova, două grupuri de 400 pe gaze la Ișalnița, un grup de 400 la Turceni și acele parcuri fotovoltaice de 300 de megawați. Acum, în acea documentație, sigur, vor fi prinse și sumele, că așa se face, că nu le aprobă nimeni vorbe, le aprobă document managerial. Și atunci o să vedem și dumneavoastră și noi sumele eșalonate în următorii 5-6 ani pentru a face aceste obiecte de investiții. Dar eu v-am spus din punctul meu de vedere a ceea ce am văzut în istorie și revin la istoria asta recentă, că eu sunt mai sceptic pentru că, și dau exemplu colegilor de la Cernavodă, păi în momentul în care, și l-am dat continuu, în momentul în care în 96 a fost dat în folosință grupul 1, și pe forțele proprii, cu ajutorul grupului 1, între 96 și 2007 au făcut un grup, deci în 11 ani cu un singur grup au făcut un grup. De 13 ani, cu două grupuri, n-au fost în stare să facă încă un grup. Și nu vorbim, s-a vrut, clar.
și au vorbim de noi, interese. Că a fost chestia cu chinezii, știți, da. Rostocul. Cum a fost și la Rovinar, de altfel. Da, cu, deci cu au fost niște plimbări, niște plimbări între România și China, atât la Cernavodă, cât și la Rovinar. Bine, la, am înțeles că atunci chinezii ceruseră, nu știu, și pe mama și pe tata. Deci încoate chinezii cer. Da. Pentru că e afacere. Vedeți, ei trebuia să ducă și să se documenteze în Anglia, în Marea Britanie. Că Marea Britanie știți că au făcut grupuri nucleare cu chinezii. Poate asta a fost și o cauză și pentru care au ieșit. S-au supărat europenii. Da, e posibil. Acum Dumnezeu știe, fiecare țară își urmează interesele lor. Exact cum e supărarea mare între Ungaria și Uniunea Europeană. Tot pe chestii de afaceri. Pentru că știți că în Ungaria, Rusia construiește grupuri nucleare. Da, domnule, iar cei din Ungaria își văd propriul nimic. Lor interes. Normal că se bat nimic. Cu cei care... Polonezii, la fel, tot la fel îți văzuți, pentru că nu prea se duc ca noi să zică, da, cu am căciula înțeles. În mâini. Și încă, da. Uitați, și momentul de față, 89% din producție pe cărbune. Pe că noi apărut, mai avem mai nimic. Nu, probleme. Ce mai avem? Noi interesul din consumul de astăzi acele țări, de și Polonia 8.000 și de megavați, înainte de a veni la dumneavoastră, din 8.000 de megavați, avea cărbune 1.300. Deci, nesemnificativ. Și din ăia, aproape 900 import, iarăși import. Credeți că ar trebui să fim, sau cei care ne, uite, pe eurodeputații, pe europarlamentarii, ar trebui să fie mai naționaliști? Sau să schimbe, nu, de acolo pleacă? Eu zic că guvernele ar trebui să fie... Sau, guvernele, da. Parlamentul ar trebui să fie, deci, și după aceea, pe baza celor două instituții, și mai cei departe. Care reprezintă România la Bruxelles sau altundeva să fie mai naționaliști. Doamna Dăncilă a avut un discurs de ăsta mai naționalist și mai... Știu, dar vedeți dumneavoastră, a avut grijă a fost, parte din presa, din colegii dumneavoastră la nivel național să urmărească să facă praf, da. În timp. Da. Când a spus, domnule, stați un pic, că suntem și noi un neam, o țară, vrem, da, să nu mai fim tratați, da, cu dublă măsură, nu suntem până inferior. Până la urmă... Acum nu știu dacă ăla era discursul din suflet al doamnei Dăncilă. Dar chiar și așa, mai contează, ați văzut, spus, ați văzut spus. Că mai mult de două trei din presa din România au răsălmăcit acele chestii. Nu au avut importanță. Da, deci n-a fost bună Dăncilă și nici discursul ei deci foarte pentru, românesc pentru, de acolo. Da, pentru presa din România nu. Și sunteți de acord cu mine. Haideți să revenim un pentru pic. Că, vedeți, vreți sau nu vreți, mass media, sunteți un formator de opinie extraordinar de puternic. Pentru că aveți pârghii. Nu, domnule, e vorba și de oamenii care citesc și se uită la televizor. Da. Ei trebuie da, să fie da, selectivi. De acord. Dar adică în care, nu e toată vina ceva, e picătura aia, picătura de apă. În momentul în care zimă picătura de asta, chinezească, de apă, spuneți, da? Aici e problema. Haideți să vă întreb, că tare aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Avem o echipă de specialiști la Complexul Energetic Oltenia care să facă astfel de proiecte pentru a lua niște bani europeni. Acești bani de care se tot vorbește, din proiectul de tranziție justă, din Green Deal, deci, că și ăla vine cu sper, bani. Eu sper să avem. Nu știu dacă avem în totalitate avem, acum. Și de ce? Pentru că... Domnul Părvulescu, dumneavoastră lucrați deci, acolo, sunteți în, acolo cu în ei. Momentul, nu, dar eu nu sunt pe partea administrativă. E adevărat. Deci, în momentul dar în care un directorat și un consiliu de supraveghere își asumă astfel de chestiuni, trebuie să-și facă instrumentele, adică inclusiv oamenii, capabil de a pune în practică astfel de obiective. Pentru că altfel, dacă rămânem numai cu ce avem acum, părerea mea că va fi foarte greu să facem ceea ce cel puțin verbal i-a aruncat în spațiu public. Mie mi-e teamă că este deja foarte târziu și nu este complexul... târziu, nu e târziu, pentru că și de ce nu e târziu? Pe hârtie se vor face. Deci nu e chestia de, vedeți, noi românii suntem specialiști în proiecte. Și ați văzut, și la drumuri am făcut proiecte pe autoseți. Mai degrabă, în de studii, fezabilitate. Da, studii, da. De fezabilitate, un proiect, în general. Da, proiecte. Că avem foarte multe proiecte, dar realizări deloc. Da. Așa. Și să coste și mult. Deci, încoate, eu nu mă îndoiesc de faptul că nu vor ajunge în termen util la a realiza acest proiect. Mie mi-este de faptul că nu vor fi capabili să-l implementeze în timp și cu ajutor european pe principiile care și le-au ei creonate. Haideți să vorbim un pic despre restructurare. De această restructurare, cum spuneam mai devreme, de fapt acel împrumut pentru care s-au zbătut și politicienii, că trebuie să recunoaștem. Sunt două tipuri. A fost... Păi, de asta am și spus la un moment dat la dumneavoastră că funcție de partidul care a fost la guvernare a fost făcut un management într-un fel sau altul.
În fine, că dacă, că au luat dacă împrumut, anul trecut știți anul că a trecut, fost împrumut luat de companie cu garanția statului, anul acesta statul a împrumutat compania ca ajutor de salvare, care sigur se va transforma în ajutor de restructurare, că cu 400 de megawatți cât am vândut în ultimele 2-3 luni, nu știu de unde am plătit salariile. Știți dumneavoastră foarte bine, pentru că aritmetica e simplă, deci nu trebuie să ne întrebăm. Domnul Burlan, managerul CEO, v-a spus la noi în emisiune, la această emisiune, că nu s-au încheiat contracte în mandatul trecut, contracte de energie. Și a spus că a fost o greșeală. Păi a fost o greșeală, într-adevăr, privind, de management. Privind în prezent. Pentru că dacă anul trecut managementul de atunci știa că începând din 2020 compania va beneficia de un ajutor de restructurare, altfel își dimensiona prețul de vânzare. De acord cu mine? Haideți, pentru că serios. Acum le luați apărarea. Nu, ascultați-mă. Aceeași chestiune. Nu le iau apărarea. Păi da, ăsta e unui manager. Aceeași chestiune, pentru că e mult mai simplu să vorbești de un anumit context, folosindu-te de el din prezent și extrapolând în trecut. La fel s-a întâmplat și ceva luăm de la începutul CEO și haideți să ne aducem aminte. Chestiunea asta s-a întâmplat și în 2012. În 2012 CEO avea contracte bilaterale, da? Și a apăruse oportunitatea pe PZU, că a fost anul cu secetă, cu prețuri foarte mari. Și la timpul când a venit domnul Ciurel, tot asta a fost principiul pentru care n-a făcut contracte și atunci la fel a greșit, fundamental, pentru că a zis, lasă că o să vină anul viitor ei la mine, termin contractele bilaterale și o să le vând pe PZU. Numai că imediat piața zilei următoare a căzut de ne-am dus în cap de tot. Știți că am avut oprită 10 zile și n-am mers cu nimic. Anul ăsta cel puțin n-am mers cu un grup. Da, în 2013 n-am mers cu nimic. Da, era, și la fel a fost an de an pe Același chestie. Și cum spuneți dumneavoastră? Și de fair managerial. Pentru că trebuie să ai fair să vinzi energie. Că e posibil să o muști sau să ai beneficii. La fel cum s-a întâmplat anul trecut și acum revin aici. Deci flair n-au avut pentru că revin. Pe fundamentele de anul trecut n-au fost inspirați să facă contracte. Decât foarte puține. Și nefiind inspirați să facă contracte și picând piața zilei următoare anul acesta, vedeți că cine vinde că au fost și cu 70 de lei și cu 60 de lei luni de zile. Prețurile... Sau uite și acum, este cu 160 de lei. Foarte mic. Da. Dar încă o dată, deci chiar dacă revin, noi ca și care nu suntem introduși în chestia asta managerială a vânzelor, deci din exterior vedem chestia asta. Dom'le, acum ne e rău pentru că, și asta e realitatea, pentru că nu s-au făcut contracte anul trecut pentru anul ăsta. Că sunt anumite observații care le facem, asta e o mare problemă, pentru că dacă aveam contracte, probabil nu stăteam atât de acasă. Vă rog eu mult, numiți-mi niște oameni specialiști care ar putea să încheie, să facă proiecte pentru a obține bani europeni de la noi din complexul energetic Oltenia. De aici. Deci nu vreau să numesc pe unul sau pe altul pentru că da, e supărat. Sunt 2-3 persoane. Deci oricum, privind de sus, deci în programa de restructurare, domnul Burlan a trecut prin așa ceva și eu sunt convins că poate să-și asumă să realizeze un astfel de program. Pentru că știți, eu vin din fosta SNL-o și dânsul a fost de două ori director general al SNL-o și au fost momente în care s-au făcut programe de restructurare care au fost duse la bun sfârșit. Acum, că se poate adapta pe o mega companie față de compania mai mică, rămâne de văzut la finalul acestui program. Restructurarea aceasta, ați primit, nu știu, cred că e prea devreme spus, o schiță, că nu se poate... Deci în coate ni s-au spus exact ceea ce știți dumneavoastră. Chestiile generale, de acum, și la fel că se vor închide cariere odată cu expirarea duratei de viață a carierei respective. Pentru că fiecare carieră se naște, dezvoltă, declin și moare. Că e pe un anumit perimetru. Dar concret, cu ce bani, care sunt etapele, care e numărul exact de personal în 2021, 2022, 2023, 2024, pe categorii, aceasta nu s-a prezentat, pentru că încă nu e finalizat. Și am zis că la momentul în care se va finaliza, ni se va prezenta. Deci cert este că și aici trecem la chestiunea de personal care o spuneți dumneavoastră. Cert este că în perioada imediat următoare, funcție de ce au acolo în program, compania va trebui să angajeze salariați. Pentru că
ei și-au propus ca în 2025-2026 să pornească acele grupuri pe gaze. Dacă totul e ok acum, Dumnezeu, eu sunt mai sceptic. Deci până atunci, clar va trebui România să aibă capacitate de a produce energie electrică pe cărbune. Energia pe cărbune nu se poate produce fără mineri. Deci în momentul în care mie îmi pleacă din cariere în următorii ani, mai mult de jumătate din colegi, ceilalți care rămân nu pot să producă energia cărbune necesară, energie necesară în timpul ăsta. Și atunci vor trebui să găsească metode de a angaja pe termen scurt, determinat sau Dumnezeu știu, până la perioada în care intră acele grupuri pe gaze, salariați pentru a lucra și a compensa plecările a mii de colegi care vor pleca în timpul imediat următor. Se lucrează și la o nouă organigramă în aceste zile. Deci la organigrame sunt scurt și cred că îmi dați dreptate. Fiecare administrație când a fost impusă de un partid și a făcut organigrama pentru a-și pune oameni. Punct. Deci nu e o chestie nouă sau veche. O știți noastră la fel de bine spuneți ca și mine. Acum nu știu dacă e benefică sau nu. Dacă partidul care vine la care este la guvernare și pune oameni care să ducă mai departe ok, corabia e spre binele său pentru că și-o asumă, dacă nu, e în detrimentul lor. Deci până la urmă și în al 12-lea ceas. Dar ce știu că nici până acum nu a fost pus în practică. Da. Deci probabil că nu s-au înțeles. Deci și în ultimul ceas contează politica și partidul. Nu, în ultimul ceas. Deci la companiile de stat și nu trebuie să ne amăgim. Deci a contat, nu, dar mă gândeam contează că... și va conta. Păi stați așa, PNL a zis când a venit la guvern că nu o să facă ce a făcut PSD-ul. Păi, uite păi că... acum nu știu ce a făcut PSD-ul și ce va face PNL-ul. Stați să vedem ce fac unii și alții ca să puteți să-i comparăm. Păi spuneam de angajări și de astea, știți ceva? Gugurița asta, Gugurița cu 109 care a fost făcută de unii și au beneficiat alții. Și foarte bine că au făcut-o. Vă ordonanța 109 cu managementul corporatist. Management corporativ. 2012, transparență deci pe totală. Finalul guvernării și Boc. Așa mai departe. Da, guvernarea și un consiliu de supraveghere, mai multe straturi de conducere. Pentru oamenii lor, pentru că au zis: "De ce să mulțumim noi un singur director general la compania X? Hai că punem 5." Da. Punem 5. De ce să punem 3 în consiliul de administrație? Punem 7 și cu salarii date de supraveghere. Și vedeți că au dat acele indemnizații, le-ați văzut direct prin lege. Deci ăla nu se negociază. Pentru că în momentul în care scrii în lege că indemnizația e fixă, 5 salarii medii pe sectorul de activitate la directorat și 2 salarii medii la... 5 salarii, vă dați seama... Nu, deci indemnizație fixă. Da, da. Nu tot bani, nu toți păi, bani. Păi nu. Da, deci asta, deci aceasta... Dar revin, au făcut-o Boc și a preluat-o Ponta. Și a pus Ponta oamenii. Acum a preluat-o ceilalți, pentru că toți discută că nu e bună sau că trebuie modelată. Păi a modificat cineva ceva? Nu a modificat. Pentru vedeți? Că eu am mai spus-o și mențin punctul meu de vedere. O societate în criză nu trebuie condusă în sistem dualist. Pentru că nu poți să iei decizii rapide în acest sistem. Păi, și vedeți dumneavoastră. Da, sindicatele ar trebui să se ducă și să facă scandal și să sară în aer această conducere dualistă. Sindicatele n-au fost de acord și să mergeți cu o inițiativă în Parlament să desfințați ordonanța. Care divizează pe noi, salariații, și am stat în stradă degeaba. Pentru că și aici o chestiune, vedeți, noi românii nu avem cultură civică. Degeaba, și v-am dat ultimul exemplu ăsta banal, dar care ne influențează zi de zi, cu trecerea contribuțiilor de la angajatul la angajat. Păi degeaba suntem în stradă 10.000 de oameni și el se uită și spune, bă, avea dreptate, nu avea dreptate. Și după aia văd că avem dreptate. Dar presiune nu e deloc. Spuneți că nu luăm atitudine, că nu ieșim în stradă, că nu ne cerem drepturile și din păcate eu am mai spus unele chestii și de multe ori mi s-au răsălmăcit vorbele, că vorbeam de atitudinea și a colegilor și vorbeam la un moment dat de ce se întâmplase cu acel marș al nostru în, spre București. Da. Adică nu e normal să fie colegi din alte zone în șomaș tehnic să stea acasă și să fie vizate pe închidere și eu să merg cu colegii din Ovinari care nu erau vizați pe acest program de închidere. Hai că am înțeles că n-au putut să meargă pe cu noi 300 de kilometri. Bă, frate, dacă l-am ajuns în București, trebuia să fie acolo 1.000-2.000 de oameni, că erau acasă 5.000 de oameni să teau în șomaș tehnic. Da, e un și exemplu atunci, destul și atunci, de și atunci, ce pot să înțeleg ce din reacția colegilor? Ai, adică, da. Și ceva, sunt unii care vor să facă ceva și până la urmă poate și ăștia care vor să facă ceva se satură. Au zis domnul Provulescu, bă, acum o săptămână, două săptămâni să spun, da. O acțiune în acest sens a avut domnul Roșca. Da, da, foarte bine. Cum vi s-a părut? Poftim? Deci s-a dus domnul, știți ceva, a ieșit în presă, a venit la noi, a spus ce are de gând să facă, să pornească un excavator. Nu mă uit la, știți ceva, sunt unele persoane care încearcă să inventeze sau nu anumite chestiuni. Eu o privesc
strict a lucrătorului din care se pune în pericol locul de muncă. Deci din punct de vedere al lucrătorului care se pune în pericol locul de muncă, a fost foarte bună acea acțiune. Pentru că, vedeți, nu roșca a pornit utilajul. Deci oamenii de acolo, el fiind lider, bă, trebuie să pornim, că uite, probabil că au discutat între ei, hai să vedem să facem ceva, că altfel ne trimite ăștia acasă. Când atunci când ai de lucru, sunt o serie de colegi care au stat pe acasă când utilajii nu le-au mers. Și ce au zis? Concediul a terminat, șomaș tehnic a terminat, ce face? De mâine plecăm în fără plată sau... Și au ajuns la acea concluzie că trebuie să pornească, să se sensibilizeze. Să forțeze lucrurile. Acum, da. Încă o dată, eu revin, nici nu mă interesează dacă a avut sau nu un anumit substrat. Eu sunt obligat, prin poziția mea de președinte, să-i susțin, pentru că e un sindicat care este în FNM și să nu încerc să scobesc, să zic, bă, a fost sau nu a fost. Haideți să vă spun. Deci cert este că trebuia făcută acțiunea aceea, pentru că altfel... Vedeți, în lipsa unor acțiuni dintre astea, nu se sensibilizează pe ăla care trebuie să dea niște norme, da, niște acte normative în statul român. După asta ce a făcut problema. Domnul Roșca această acțiune, s-a întrunit guvernul, domnule, și ce să vedeți, a încercat și da, poate chiar a rezolvat. Acum vedeți că sunt unii, inclusiv din colegii noastre media, care spun că se știa și că, da, încoate, nu asta e problema. Problema că încoate s-a făcut o acțiune care a dus la un rezultat. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, domnul Roșca a spus că va porni un excavator care chiar și domnul Burlan... Nu dânsul de asta a spus, că nu trebuie să-l băgăm pe Roșca în... Și colegii de acolo. A spus că colegii de la Roșiuța vor porni un utilaj, că vor să muncească. Da. Nu că el pornește. Nu că el n-a... Da. Deși el a spus, voi porni excavator. Încă o dată, că era... Dar nu contează, domnule, că e salariat acum, ce naiba. Bineînțeles. În fine. Și domnul Burlan a intrat în acea emisiune și a spus, oricum, excavatorul este programat să pornească. Deci de asta nici nu vreau să comentez chestiunea asta. Alți colegi de care spuneți dumneavoastră și amintiți, spun, păi a avut un substrat, că se știa, domnul Roșca s-a dus ca să, oricum, trebuia pornit acel excavator. Alți colegi Noi pe care îi salut au spus, nu contează, trebuie ideea, să privim evenimentul ideea, și rezultatul. Da, păi ideea este că nu, omul a spus că ar putea face ceva pe lângă lege sau peste lege ca acești oameni care ne conduc să conștientizeze că mii de oameni din minerii și energie rămân fără locuri de muncă. Deci mie mi se pare, a avut o acțiune e extraordinar de inspirată. Deci din când trebuie făcut astfel de acțiuni, v-am zis. Deci trebuie. Și colegul Roșca, colegii de la Roșiuța au participat. Altfel nu se poate, da. Da. Au fost o serie de colegi care ulterior au ieșit în spațiu public, care nu ne-a interesat. Da. Și erau pe punctul de a le se închide cariera. Și atunci când în serioși? Adică când trebuie să faci ceva sau când comentezi ulterior? Aveți de gând să faceți astfel de acțiuni și dumneavoastră? Deci sigur vom face. Problema cea mai delicată o și noastră, că în starea asta pandemică nu ai voie să faci acțiuni. Da. Deci sunt interzise protestele. Dar ceva așa cu substrat ați putea, că văd că ține la guvern. Un substrat s-au mai făcut și se vor face. Ei nu, că trebuie cumva, bănuiesc că trebuie împinși de la spate. Da, dar încoate, dar nici nu putem fi ipocriți să nu înțelegem că dacă guvernul nu găsea această soluție, nu eram până aici. Știți foarte bine. Da, clar, adevărul ăsta era. Deci rămâneau, nu mai aveau un front de lucru. Deci eu sunt de acord în coate să fim echilibrați în toate chestiunile astea. Pentru că, domnule, în momentul când îți face cineva bine, îți face rău, te dudai și îi spui, bă, frate, stai așa puțin, m-ai făcut bine să mă omori? Da, dar pericolul... nu te duci direct și dai în cap. Pericolul era clar că nu o să mai deci lucreze. Deci nu puteam să achiziționăm centrala de carbon și vedeți, nu e numai asta. Și trebuie să o recunoaște și dacă nu mă înșel declarat, eu au și spus-o conducătorii companiei. Noi în perioada asta, și v-am zis că e ușor calcul de făcut, pe cu 400 de megawatts cât am produs în martie, aprilie, mai, nu plăteam nici salariile și totuși l-am luat. Așa mici cum au fost. Deci clar, sumele respective s-au folosit și pentru plata salariilor. Avem o informație de ultimă oră. Domnul Rujan, prefectul domnul Rujan și-a anunțat demisia la un alt post de radio. Rog pe colegul meu să-l sune pe domnul prefect să vedem dacă această informație se confirmă, dar între timp a sunat Narcis Daju, colegul nostru. Bună ziua, Narcis! Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua. Vă mulțumesc că sunteți la Târgu Jiu TV. Pentru asta sunasem și eu și să spunem oamenilor că prefectul Rujan tocmai a demisionat oficial din funcție.
Și mai mult decât atât, urmează să intre în politică și să candideze la o funcție importantă la nivelul județului Gorj. Mai multe nu spun deocamdată, dar apele se tulbură. Se învolburează, se tulbură și lucrurile nu vor fi atât de simple pe cât credeam. Dar ce s-a întâmplat, Narcis? Ai putut să afli cumva? Ce, da, de am ce... înțeles că în ultima perioadă la prefectură au venit mai multe echipe de control. Interesant este că echipele de control sunt trimise de Partidul Național Liberal care conduce această țară și că prin aceste controle candidatul PNL pentru Târgu Jiu nu mai este sigur deloc de succesul din 27 septembrie. Și înțelegeți ce vreau să spun. Da, sigur. Deci domnul Rujean era bine mersi în funcția de prefect, putea să mai rămână mult și bine acolo și Partidul Național Liberal l-a dislocat din această funcție ajutându-l să-și anunțe candidatura pentru o funcție importantă în acest județ și vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe 27 septembrie. Ce jocuri face PNL Narcis? Păi, Vâlceanu, e vorba de Dănuț Vâlceanu, multimilionarul în euro, acelea jocuri dintotdeauna. Se pare că conflictul lui cu Romanescu a escaladat și că Vâlceanu dorește capul lui Marcel Romanescu și că îl lansează pe Rujean oficial în lupta pentru Târgu Jiu. Acolo s-a ajuns. Dan Vâlceanu, fostul lider al TSD Gorj, actual lider de carton al așa zisei opoziții din Gorj. Multă libertate are domnul parlamentar să facă... Da. Rugămintea mea pentru voi, dragi colegi, este să încercați la ora 13 când domnul Rujean iese de la Radio Impact, poate binevoiește să... Să intre în direct. Da, tocmai am spus asta. Da, mulțumesc foarte mult, Narcis. Și eu mulțumesc. Vă salut, domnule președinte, toate cele bune. Sănătate multă. Numai bine. Sănătate, sănătate. Ce spuneți, domnul Părvulescu? Jocuri. Știți care... Deci, la ce politica, jocuri și la nu, ce... Politica e plină de astfel de jocuri. Problema este că în timp aceste jocuri și la nivel local și național nu au dus la nimic bun. Deci eu sunt de acord să facă orice, dar atunci când se finalizează un proces electoral să se vadă ceva, adică să vadă și cetățeanul, bă, s-a schimbat ceva în bine. Nu vedeți că nu prea se schimbă nimic în bine. Deci m-a luat chiar prin surprindere, nu mă așteptam la un pas... din acesta pe care să-l facă domnul prefect. Vedeți, politica e ca și șah. Cristinel Rujean mi s-a părut că nu va renunța la cariera sa de înalt funcționar. Mi se pare eu chiar cred foarte, că cel foarte mai corect surprinzător. Este ca dânsul și mă întreb cum a reușit domnul Dan Vâlceanu să-l convingă pe Cristinel Rujean să vă facă acest pas. Și Narcis spunea mai devreme de context, spunea de războiul dus de Dan Vâlceanu, liderul PNL Gorj, cu liderul de la... E vizibil și e de mult. Cu primarul da. Marcel Romanescu, ambii liberali. Da, dar și asta nu va face rău decât organizația din care sunt. Și eu nu vorbesc că-s la PNL, că sunt... Deci întotdeauna când între doi lideri, indiferent de ce organizație e vorba, că e politică, că e sindicală, că e administrativă, acel război s-a dus la nivelul ăsta, a pierdut organizația. Și mi-a să nu pierde mai mult decât o să pierd. Că a fost o măsură, o mișcare proastă. Deci încă o dată, eu vorbesc de ce s-a întâmplat în timp. Întotdeauna când între doi lideri balcanți ai unei organizații, indiferent de ce fel a existat conflict, organizația ori s-a divizat, ori s-a ales praful de ea. Cum vedeți dumneavoastră că va decurge acest conflict din Nu vreau Partidul să mă pronunț. Dumneavoastră trebuie să luați la telefon sau în emisiune pe domnul Rujean să vă spune mai multe. Nu dă cu părerea ceva, se va întâmpla lumea politică că nu am fost implicat niciodată în astfel de chestiuni. Și nu am chiar de gând să mă implic. Chiar acum îi scriu domnului prefect, deja a fost prefect, că dacă a demisionat... Bine, poate n-a demisionat... A demisionat declarativ, nu și scris. Sau cine știe. Poate a fost decât afirmația dumneavoastră, urmând ca să demisioneze efectiv după ce iese din demisiune. Sau poate a demisionat, Dumnezeu știe. Păi dar dacă... cel mai bine e să luați punctul de vedere. Am înțeles că a declarat asta la Radio Infinit, că spuneam bine, deci de radio... Bine, dacă, dacă a declarat, sigur. Da, deci... După cât l-am cunoscut din... prezentările dumneavoastră din mass media. Colegul meu să ia legătura cu domnul Rujean. Eu i-am trimis acum un mesaj să vedem dacă
l-a recepționat și dacă va avea amabilitatea să intre și la noi și să explice situația, pentru că în acest caz cine ar trebui să fie prefect acum? Cine cum s-ar... Păi interimarul e subprefectul până va fi numit de către guvern nou prefect. Da. Deci, guvernul își pune. Dar nu vi se pare totuși în această... că Gorjul nu e liniștit deloc, s-au înmulțit cazurile de COVID, sunt probleme la complexul energetic Oltenia, restructurarea bate la ușă, se închid firme, pleacă, se desființează locuri de muncă. Doamne, e un moment a fost pentru care să-ți dai din, demisia de la aceste examene, funcție. Adică și că am doi colegi de la sindicat, doi membri de sindicat care, și prieteni, care au fost în situația ca și părinți să treacă prin niște emoții extraordinare, adică la capacitate. Dragul... E fica unuia care de la 6 s-a ridicat media la 10, nota la 10, da, ceea ce mi se pare, ceva... și cineva de la 3 și la 8 și. Deci bine, nu poți. Deci poți să faci o eroare lucrări, de... Acele lucrări așa... au fost corectate și păi analizate a fost corectate în alt județ. Nu poți să dai la cineva care are... 10 înseamnă perfect, nu? O lucrare da. Perfect. Dar cum să se întâmple așa ceva? Deci... Sau la fel la celălalt, de la 3 și la 8 și. Cum poți să faci o eroare de 5 puncte? Văd că nu reușește colegul meu să ia legătura cu păi domnul Rujan. S-ar putea să fie în emisiunea dânsul, dacă e la... Da, s-ar putea, aveți dreptate, să mai încercăm atunci, un pic da. Pe la ora 1, pe la ora 13, să vedem dacă dumnealui ne va răspunde. Oricum, că mișcarea dacă e ce spune domnul Daju, o să în jocuri. Mișcarea lui Dan Vâlcearu mi se pare, în primul rând, riscantă fix pentru partidul din care face parte și pentru organizația liberală din județ. V-ați gândit, domnul Părvulescu, că sunt o grămadă de lideri de sindicat care s-au implicat politic. V-ați Eu gândit am spus-o și cel puțin lideri. Faceți și politică? La mine în organizație sunt colegi care fac politică, dar nu sunt în birou executiv. Deci cel puțin președintele și birou executiv al unui sindicat, al unei federații, nu ar trebui să facă politică. Pentru că trebuie să-ți faci politica ta, ca organizație. A, că pot să fie, cum să zic, înțelegeri pentru membrii de sindicat cu anumite partide la un anumit nivel, da. Dar nu e bine ca să te implici tu ca organizație din vârful tău, deci cu birou executiv în astfel de chestiuni. Pentru că atunci ce mai faci? Faci politică sindicală sau politică pentru politică? Și din păcate sunt mulți din sindicate care se folosesc de funcția sindicală, pentru că funcția sindicală le permite să apară și la dumneavoastră pentru a se îndrepta către lumea politică. Avem cazuri de lideri sindicali care folosesc politica pentru, știu eu, deci, pentru beneficiu păi, haide în să... partea asta, la servici. Da, la... pentru că așa. Să nu uităm ultima chestiune. Știți că ne-au acuzat foarte mulți că suntem PSD-iști în anii trecuți. Da. Păi încă o dată trebuie să fii și PSD și penelist pentru a face ceva pentru... Și aici mă refer la acea modificare a legii pensiilor. Păi credeți că un politician face de drag o modificare în favoarea membrilor unei organizații, unei societăți? Nu. Îl avem pe domnul prefect, iertați-mă, domnul da. Părvulescu. Bună ziua, domnul Cristina Rujan, domnul prefect, în continuare vă spun domnul prefect că așa mi se pare normal. Ce s-a întâmplat? Apare hotărârea de guvern. Păi ce se întâmplă? Am constatat ieri după amiază că a venit pentru a treia oară corpul de control la prefectura Gorj și eu nu pot accepta și nu pot admite hărțuieli și hăituiri pentru a-și atinge scopul de natură politică și că atare am demisionat. Ce legătură are domnul Dan Vâlceanu, de exemplu, sau are vreo legătură domnul Dan Vâlceanu în această problemă? Eu cred că nu. Dar nu știu, habar nu am. Și totuși, această demisie vine într-un moment, asta vorbeam un pic mai devreme cu domnul Dumitru Părvulescu, liderul FNME, pe care este alături de mine acum, vreau să vă spun, și chiar vorbeam că totuși demisia dumneavoastră vine într-un moment destul de tulbure pentru județ, dacă ne gândim la faptul că... Dar controlul nu. Cei care au controlat această instituție pe care dumneavoastră ați condus-o... Nu, dar controlele nu vin în momente tulbure.
Păi nu, e adevărat, s-ar putea ca într-adevăr să fie o exagerare, dar ce au motivat cei care vin în control la dumneavoastră, care au venit în control la prefectură? Doamne, nu contează ce motivează cei care vin în control, că sigur se găsește justificări tot timpul. Contează esența, că este de fapt scopul. Aici trebuie să vă uitați, nu la ce scrie într-o hârtie un organ de control. Înțeleg. Am aflat, domnul Rujan, că v-ați luat și hotărârea de a intra în politică. N-am zis asta. Am zis că dacă voi primi ofertă, dacă voi purta discuții pe viitor, fiind profesor la universitate, sigur că acea poziție îmi permite să, pe viitor, să fac și politică. Am spus că este posibil orice, n-am spus că voi face politică. Veți candida, vă iau așa pe scurt, veți candida în aceste alegeri din partea vreunui partid la, să zicem, primăria Târgu Jiu sau la Consiliul Județean sau... Nu am purtat discuții de acest tip. Dar dacă aveți o preferință din partea, dacă ar fi să intrați în politică, aveți o preferință politică să vă spun, să vă întreb așa, stânga, dreapta, o doctrină care să vă fie mai aproape? Mă întrebați pe mine ce simpatii politice am? Da. Doamne, eu sunt, ca și structură, sunt un om echilibrat. Ca atare, sunt poziționat către, în zona de centru, dacă vreți, și cu aplecare către problemele comunității, către problemele oamenilor. Dacă ar fi să ne gândim la un partid, care ar fi de centru acum? Că PSD e, păi, de centru, stânga... V-am explicat. Sunt partide care se ocupă de problema protejării cetățenilor, de protecție socială, și care sunt situate în zona de centru. Nu știu. Nu pot să vă spun, pentru că nu am o hotărâre luată. Îmi cere să vă spun ceea ce nu am în minte. Și atunci asta să de fac vorbă. Supoziții în acest moment, să fac speculații pe viitoarea mea, înțeleg, eventuală carieră. Domnul prefect, ați luat legătura cu domnul ministru Vela în ultima perioadă? Să întrebați, domnule, de ce îmi trimiteți controale peste controale? Nu, doamnă, nu am luat legătura. N-ați făcut niciun fel de demers în sensul acesta să vi se explice sau să vi se justifice o astfel de atitudine până la urmă sau astfel de măsuri? Nu știu, doamnă, eu nu pot să intru în mintea și nu pot să comentez eu comportamentul domnului ministru. Acum fiecare gândește cum dorește, electoral, politic, administrativ, după caz, dar nu mai după caz administrativ. Domnul prefect, ce răscoleau, ca să spun așa, ce verificau trimișii domnului Vela? Nu e problema, v-am spus, e nesemnificativ. Controlul nu are o acoperire administrativă, nu va avea o finalitate importantă. Nu vă gândiți la aspecte legate de ceva anume, pentru că în prefectura Gorj, cât am fost eu prefect și cât am acționat și mi-am desfășurat activitatea, toate, absolut toate actele s-au realizat în deplină legalitate. Cuvântul principal a fost legalitate deplină. Nu există să fie ceva nelegal. Nu vă gândiți la aspectul ăsta. Doar că presiunea aceasta, tensiunea creată prin aceste controle, pe mine m-au adus într-o stare de intoleranță. Nu pot să tolerez la infinit într-o stare, cum spunea dumneavoastră anterior, că ar fi o stare, o situație tulbure, nu pot tolera ca în astfel de situații să se pună presiune suplimentară la infinit pe mine, așa cum spunea domnul prim-ministru pe 27 februarie la debutul ședinței de guvern, adresându-se domnului Vela că eu sunt singurul prefect care a rămas din vechea gardă. Nu știu la ce gardă se referea, dar oricum acela a fost momentul semnal în care s-a declanșat această modalitate, această metodă, aceste tehnici
de punere de presiune pe mine și pe ceilalți din prefectură și indirect pe cetățenii din județul Gorj. Ca să lăsați locul liber pentru cei pe care, pentru cel pe care îl dorește probabil domnul liberal Vela și domnul Vâlceanu. S-a realizat acest lucru. Domnul prefect, eu vă mulțumesc. Numai că eu fac acest, am făcut acest gest cu onoare și cu demnitate, pentru că nu trebuie să tolerăm pe viitor ca în alt funcționar public de carieră, dacă ținem la aceste principii propovăduite la nivel de începuturi de Agenție Națională Funcționară Publică, atunci când domnul Orban, ca un patriarh al administrației publice românești, evoca acest cu evlavie aceste principii, nu putem să continuăm în acest fel. Trebuie la un moment dat să se oprească toți și să meargă pe profesionalizarea funcției publice, altfel administrația publică va fi tot timpul ținută în lesă într-o docilitate permanentă. Acum că dacă ați demisionat, domnul prefect, poate aveți libertatea să vorbiți un pic mai mult. Ce ordine vi s-au părut deplasate din partea acestui guvern? Ce ordine? Ce ordine, ce directive, ce, cum să spun, ce direcții vi s-au părut a fi ne la locul lor în funcția pe care dumneavoastră ați deținut-o? Nu pot să fac acum o analiză, este prematur să fac o analiză a, eu știu, actelor administrative emise de guvern, dar probabil că pe viitor, sigur că am opinii, am constatat carențe pe anumite zone. Care ar fi? Sunt... Care ar fi acestea? Dacă puteți două exemple. Care v-au supărat în această... Incapacitatea de a crea un cadru normativ în domeniul sănătate publică, și această incapacitate a produs efecte și repercursiuni și în modul în care s-a gestionat ulterior problema COVID-19 la nivelul României. Da. Și care a generat, dacă vreți, și decizia Curții Constituționale. Domnul prefect, vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Cu multă plăcere. Sper să ținem legătura și să faceți acea analiză. Poate veniți chiar mâine la noi, la Târgu Jiu TV, pentru că... Nu vă promit. Da, vă fac această invitație în mod deschis și m-aș bucura tare mult dacă ați reușit să veniți, pentru că de fiecare dată când am apelat la dumneavoastră în acest sens de a interveni, de a discuta, de a explica, ați fost foarte, foarte amabil și eu vă mulțumesc pentru asta. Să sperăm că poate ne vedem mâine chiar în studio cu dumneavoastră. Mi-ar face mare plăcere, să știți. Mai discutăm. Mai discutăm. Bine. Vă salut. Bine, pe-ți bună. Da, domnul Părvulescu. Deci, vă dați seama că ăștia s-au împiedicat, ăștia, iertați-mă că folosesc acest cuvânt, cei de la guvern au spus, domnule, gata cu singurul prefect care a mai rămas de pe timpul discuția PSD. Care ați avut-o cu domnul ex-prefect, pot să spun că nu va candida din partea PNL-ului. Clar. Deci, nu mai e niciun dubiu. Ce spunea domnul Dajiu. Da, a spus că este de centru. Dar cu atât politica... Bine, are multe... Never say never. Da, da, da. Așa că... Deci, Dumnezeu știe. Chiar este o veste destul de ciudată. Nu mă așteptam la asta. Dacă e ce spune domnul Dajiu, într-adevăr, a avut un... Da, păi nu, înseamnă că așa e. Da, domnul Vâlceanu are... Ne aducem aminte și de ce a mai făcut domnul Vâlceanu acum câteva luni, chiar înainte de pandemie. A venit la o emisiune de radio pe care eu o moderam atunci și spune că, domnule, nu o să mai existe funcționari care să se ducă în restaurante, că acolo îi vezi, spunea, care nu-și plătesc consumația și așteaptă, se referea la funcționarii care lucrează în instituțiile de control, cum era, să zicem, garda financiară sau, finanțele publice. La o perioadă scurtă de timp după această declarație, destul de surprinzătoare la acel moment,
A fost schimbat domnul Ciumac de la finanțe. Știm foarte bine, omul stătea acolo de 7 ani și îndeplinise an de an toți indicatorii, dar domnul Vâlceanu nu l-a mai vrut, înțelege. Domnul Ciumac s-a adresat, s-a dus în instanță și și-a recuperat postul. Deci cam așa se lucrează la noi în județ, cam așa face partidul de guvernământ în teritoriu. Nu, dacă mai era bine, cazul aici, fiind să un județ mai mic, vedem mai repede chestiunile astea. Dacă da, și chestiunea asta tocmai, generală. Nu, dar știți care este problema? Asta a reproșat PNL-ul PSD-ului, că v-am pus în funcții tot felul de neaveniți. Deci când ești în opoziție, ai discurs de opoziție. Probabil că și PSD-ul în momentul de față va avea aceeași remarcă la adresa PNL-ului. Da. Deci PNL nu se diferențiază cu nimic față de PSD, având astfel de acțiuni, e clar. Deci dacă pentru dumneavoastră ați văzut din 90 că vreun partid s-a diferențiat de cealaltă. Nu, dar știți că am învățat greu. De nota generală. Adică nu mi-a venit să cred. De fiecare dată m-am dus la vot cu un ideal. Și au apărut și cu idei de la naționaliste. Și am îmbătrânit, înțelegeți, între timp și nu am văzut decât schimbări în rău. Bine, dacă nu mă înșel, PNTS-ul e singurul partid care a plătit pentru ceea ce n-a făcut și a promis. În rest, da, PNTS-CDU. Vom vedea că încă să fim, să dea Dumnezeu să fim sărătoși, că asta e cel mai important. Vedeți că și ce apare nu apare relevant pentru societatea noastră. Da, aici aveți dreptate. Relevant e faptul că, de exemplu, în viața și noastră de asta există așa, trecerea de la stânga la dreapta, adică de la PNL la PSD și invers, cu niște balamale, cu DMR. Da. Cu important e, apropo de lucruri relevante, e că trebuie să trăim zi de zi cu aceste noi scumpiri, cu aceste probleme, cu situații nefericite. O speranță din ce în ce mai mică a miilor de locuri de muncă, asta pentru că, vedeți, deci vedeți, din punct de vedere sindical e și nu e o problemă, pentru că membrii de sindicat vor și la pensie. Dar problema e a Gorjului. Ce va face Gorjul fără 5, 6, 7 mii de locuri de muncă? O să fie foarte greu și foarte... Pentru că, vedeți, s-a tot discutat și ați observat și dumneavoastră în istoria asta de restructurări din 97 până acum s-au pierdut numai în partea minieră peste... 60.000, 70.000? În Gorj, cred că în partea minieră s-au pierdut undeva la 45.000 de locuri 40, de muncă. 40, da. Da, a apărut ceva? N-a apărut nimic. Vedeți, de bine, de rău, cum să zic, nu se câștigă foarte mult, dar se câștigă mai mult de se câștigă în rest. Deci să luați aminte și ce s-a întâmplat astăzi și discuția pe care am avut-o cu domnul președinte. Știți că au apărut pe hârtie parcuri industriale cu 10.000 de locuri. Da, cum să nu. Termocentrale și alte chestii. Și în realitate s-au făcut câteva firmulițe mici. Vă mulțumesc mult pentru această emisiune de astăzi în care ați hotărât să veniți. Sper de fapt să ne mai vedem și în alte ediții. Aceasta a fost emisiunea Azi în Gorj. Să ne revedem cu bine. La revedere!